Sedentarismul nu aduce cu sine doar kilograme în plus sau o musculatură atrofiată. Iar statul la birou, ore în șir, într-o poziție incorrectă, poate atrage după sine și o deformare a coloanei vertebrale și astfel apare cifoza. Stăm de vorbă acum cu medicul Alin Popescu, medic specialist, medicină sportivă. Bună dimineața, Alin! Bună dimineața, Alin! Bună dimineața, spectatorilor Prima TV. Bun, simplu, ce e cifoza? În primul rând trebuie să înțelegem, prieteni, că în mod normal coloana noastră vertebrală are o formă ușor curbată atunci când o privim din lateral și asta este foarte important pentru a putea face față sarcinilor zilnice aplicate în primul rând de greutatea corpului nostru. Există o curbură normală spre interior numită curbură lordotică sau lordoză și una spre exterior numită curbură cifotică sau cifoza. Deci, în mod normal, avem această curbură. Atunci însă, când depășește 45 de grade, în general, e mai mare de 45 de grade, apare de la normal, de la curbura cifotică normală, apare cifoza, în popor numită și cocoașă. Mie nu-mi place termenul cocoașă, dar în popor cifoza se numește cocoașă. Pe măsură ce acest unghi al cifozei crește, progresează și severitatea bolii. Apropo de severitatea bolii, mă gândesc că există niște factori care determină această afecțiune și care o pot agrava. Nu știu, vârsta, poate influența alimentația, modul de viață. Categoric așa este. Dacă ar fi să o clasificăm în câteva subtipuri, cea mai importantă și cea care ar trebui să facă obiectul discuției la subiectul cifozei este cifoza posturală. Deci această curbură exagerată datorită unor greșeli pe care noi le facem. Că există și o cifoză cu care unii copii se nasc, chip că ea este manifestată în copilărie sau adolescență, sau mai există și boala Schwermann, care e o modificare a vertebrelor. Dar majoritatea cifozilor și cele în care noi putem interveni eficient sunt aceste cifoze posturale, adică niște greșeli pe care pacientul le face și în urma acestor greșeli accentuăm cifoza. Ce înseamnă că accentuăm cifoza? Care sunt complicațiile în urma continuării greșelilor de care tu spui? Putem ajunge până la tulburări respiratorii, până la patologie digestivă, să ne gândim că zona aceasta toracală, care este, deci mijlocul coloanei, care este influențată de cifoză, are o anormalitate care impresează mie în zona organelor interne. Apropo de întrebarea colegiei, categoric vârsta este un factor important, pentru că persoanele vârstnice au o predispoziție către cifoză pe fondul subțierii discurilor intervertebrale. Fenomen normal care apare odată cu îmbătrânirea. Dar această postură incorrectă, și aici vreau să insist un pic, indiferent că e la locul de muncă, e la birou sau atunci când împletim, deci persoanele care împletesc mult, tind să aibă o postură incorrectă și această postură incorrectă accentuează cifoza. Să ne gândim la un moment dat că noi perpetuăm o poziție care îmi crește, e bine, milimetri, foarte, foarte puțin, dar îmi crește acest grad de cifoză. Și ce metode de tratament există în cazul acesta? Noi perpetuăm poziția greșită pentru că cumva corpul este relaxat în poziția aia, eu trăiesc pe propria piele cu diverse probleme ale coloanei. Ce putem face? Mulțumesc de întrebare. Cred că ăsta este lucrul cel mai important. Mai ales că cifoza posturală de multe ori nu este însoțită de durere. Nu o lăsăm ca atare. Eventual ne spun prietenii, colegii, domnule, ai devenit cam cocoșat.
Dar, de fapt și de drept, nu neapărat durerea ne trimite către kinetoterapie, pentru că răspunsul la cifozele posturale, răspunsul se găsește în kinetoterapie. În exercițiile fizice, pentru întărirea musculaturii spatelui și a musculaturii abdominale. Să nu uităm că nu avem doar musculatură la spate, ci avem și musculatura abdominală și dacă noi facem exerciții kinetoterapie sau de hidrokinetoterapie, acolo unde există posibilitatea ca aceste exerciții să fie făcute în apă, în timp, repet, în timp, acestea vor corecta postura noastră. Evident, ar trebui să abordăm și statul la birou, să vedem exact ce greșeli dar sunt. Dar măcar îmbunătățim cumva lucrurile. Mulțumim tare mult, Alin. Mulțumim frumos, Alin, pentru sfaturi și...